Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În sfârșit, Germania a decis să trimită tancuri Leopard Ucrainei invadate de ruși și de asemenea să permită altor țări care au importat tancurile germane să le reexporte la rândul lor către Ucraina, dacă doresc. Asta este o condiție atunci când exporți armament. Nu trebuie să îți dai acordul dacă țara respectivă vrea să vândă în altă parte. Ucrainenii ar urma să primească și tancuri grele americane M1 Abrams, tancuri britanice Challenger și probabil și tancuri franceze Leclerc. Deși în ultimul an lumea liberă a furnizat cantități mari de armament Ucrainei, țara atacată de armata rusă solicită cu insistență echipament militar greu, inclusiv cu caracter ofensiv, cum sunt tancurile, care pentru a putea desfășura acțiuni de recucerire a teritoriilor ocupate. Occidentul a ezitat până acum să facă acest pas, dar iată, din moment ce Kremlinul nu dă niciun semn că ar dori să-și retragă trupele din Ucraina, acest ajutor pentru victime a devenit obligatoriu. Dar va fi acest gest suficient? La telefon este generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața, domnule general. Bună dimineața. Bun, nu e foarte clar deocamdată câte tancuri Leopard ar putea fi oferite Ucrainei, pentru că sunt mai multe țări europene care au astfel de mașini grele de luptă, sunt vreo 2000 în Europa și ar putea să le trimite ucrainienilor, dar se estimează că ar putea fi 200 în această fază. Ce ar putea face ucrainienii cu ele, domnule general? Nu știm dacă sunt 200. Ar fi bine să fie 200. Uh-huh. Unele informații ne spuneau că vor fi 100 în urma discuțiilor de la Rammstein. Pe de altă parte, Olaf Scholz spune, noi împreună cu aliații vom furniza Ucrainei 2 batalioane de tancuri Leopard. Dacă adică, luăm în adică calcul 14. Ceea ce afirmă. Nu, 14 înseamnă o companie de tancuri. Okay. Americanii au mers pe tipul de organizare al batalionului de tancuri ucrainean, 31 de tancuri. Oricum, dacă luăm în calcul 2 batalioane de tancuri, ar fi 2 batalioane de tancuri Leopard, un batalion mecanizat pe Marder, pentru că ar fi bine să păstrăm tehnica în același batalion care are aceeași proveniență și Marderul este o mașină de luptă a infanterie produsă de Germania, s-ar contura o brigadă blindată. Ar mai fi o brigadă mecanizată, ținând seama de cele 109 Bradley pe care urmează să le furnizeze Statele Unite, plus batalionul de tancuri, și a mai avea o companie de tancuri Challenger. Vorbind de cele 2 brigăzi, ele sunt insuficiente pentru că cerințele exprimate în urmă cu vreo 6 luni de generalul Zaluzhny pentru o contraofensivă de succes însemna la momentul respectiv 5-6 brigăzi blindate și mecanizate. Acum, ținând seama de numărul solicitat de Ucraina prin Reznikov, și repetat, 300 de tancuri grele, 5 la 600 de mașini de luptă ale infanteriei și 500 de obuziere, dar discutăm de tancuri, mașini de luptă ale infanteriei, am ajunge la minimum 9 brigăzi, dintre care 3 brigăzi mecanizate, 3 brigăzi blindate și 6 brigăzi mecanizate. Asta într-un joc al structurilor, ținând seama de solicitarea pe care o au ucrainienii și de ceea ce se conturează ca livrare. Bun, și deci, atunci dacă nu primesc ce cer ei, ce se poate face? Ceva, da. Ce pot face cu 2 brigăzi? Se poate continua lupta de apărare și de asemenea se pot dezvolta acțiuni de contraofensivă, de contraatac și de contraofensivă, însă nu de mare amploare. Iau un exemplu, contraofensiva de la sud de Harkov, care a avut o adâncime de 60-80 de kilometri și care a dus la eliberarea la aproape 6.000 de kilometri pătrați. Dar dacă vorbim de eliberarea teritoriilor invadate după 2014, deci includem și Crimea, sunt 100.000 de kilometri pătrați. Deci e necesară o grupare de forțe mult mai consistentă din acest punct de vedere. Cu un sprijin de artilerie, nu discutăm sprijinul de artilerie, se conturează cel puțin deocamdată un batalion de artilerie de obuzire autopropulsată pe care ar urma să-l livreze Marea Britanie. Deci este un început bun, este un început promițător, dar luna la nivelul solicitat de către Ucraina și la nivelul în care planificatorii militari pot să organizeze o grupare
întrunită care să permită o contraofensivă de o asemenea proporții. Am spus o grupare întrunită pentru că are nevoie o asemenea grupare și de apărare anti-israeliană, anti-aeriană și anti-rachetă consistentă și e nevoie și de un sprijin aerian corespunzător. Deci din lucrurile ce... nu da. Se rezolvă de... atât de repede, la care adăugăm problemele de instruire, timpul necesar pentru instruirea echipajelor, pentru instruirea echipelor pentru mentenanță, pentru asigurarea logisticii, ținând seama că logistica este foarte complexă, discutând de tipuri de tehnică diferite, iar pe de altă parte de tehnică care nu există în dotarea armatei ucrainiene și tot ceea ce înseamnă muniție și piese de schimb nu sunt produse de industria de apărare ucrainiană, ci de industriile statelor furnizoare de asemenea echipamente. Deci atunci întrebarea, din ce îmi spuneți dumneavoastră, cel puțin deocamdată, se conturează ideea că acest armament ofensiv, tancuri grele și mașini de luptă ale infanteriei, care vor fi furnizate de țările occidentale Ucrainei, vor putea fi folosite, cel puțin într-o primă fază, doar la contraofensive locale sau la mici ofensive locale. Să punem contraofensive locale pe adâncimi mici. Ok. Asta credeți că este o problemă? Sau pentru executarea unor contraatacuri, pentru recucerirea unor aliniamente unde apărarea este mai favorizată. Bun. Rezerva asta, sau, mă rog, cantitățile acestea mici, din câte spuneți dumneavoastră, de echipament care urma să fie trimis Ucrainei, credeți că sunt de această amploare redusă din motive de logistică militară, sau este o decizie problemele politică? Problemele sunt mai complexe. Ele pot fi asociate odată cu o decizie legată de o capacitate de contraofensivă a Ucrainei, o capacitate, să-i spunem, majoră. Să nu uităm că există o linie roșie, ea se numește Crimeea. Pe de altă parte, posibilitatea de furnizare a acestor echipamente, pentru că aceste echipamente, fie că sunt luate din stocurile de mobilizare, repuse în stare de funcțiune perfectă, trimise în Ucraina, fie, în anumite situații, chiar din unitățile operative ale statelor respective. Deci statul respectiv trebuie să gândească, nu vorbesc de Statele Unite, dar sunt alte state care au un număr mic de tancuri. Iată, exemplu, Norvegia. Norvegia spune că și ei vor furniza tancuri pentru Ucraina. Dar din datele pe surse deschise, Norvegia are numai peste 50 și ceva de tancuri. Deci probabil va livra, dar un număr mic de tancuri. Cel mult o companie de tancuri. O companie de tancuri livrată în condițiile în care țara respectivă are un singur batalion de tancuri Leopard, înseamnă că într-un anumit fel se afectează capacitatea de reacție a Armatei Naționale a statului respectiv. Spuneam că sunt mai mulți factori care determină acest lucru. Apoi, nu trebuie să uităm că și cei care livrează, și ei gândesc o asemenea perspectivă, care înseamnă, în momentul în care ai livrat echipamentele grele pentru forțele terestre, nu sunt suficiente. Spuneam că e nevoie de livrarea mai multor echipamente pentru apărare antiaeriană. Ori echipamentele pentru apărare antiaeriană sunt mai mult necesare acum Ucrainei pentru lupta împotriva loviturilor asupra sistemului energetic. Deci un număr mai important de sisteme ar trebui livrate, care pe de o parte să asigure apărarea sistemului energetic, este iarnă, sistemul energetic este lovit în continuare, iar pe de altă parte să asigure protecția antiaeriană și antirachetă asupra unei grupări mari pentru executarea contraofensivei și nu în ultimul rând trebuie să luăm în calcul și nevoia de sprijin aerian. Pe de o parte, pentru supremația aeriană în zona în care se execută contraofensiva, pentru, pe de altă parte, de sprijin aerian al contraofensivei. Mulțumesc foarte mult, domnule general. Mai vorbim, vă mai sunăm. Mulțumim pentru explicații și pentru lămurire. A fost în direct în deșteptarea generalului în rezervă, Virgil Bălăceanu.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.